disciplină la nivel înalt în cadrul forțelor de menținere a păcii. Foc și fum pe poligonul de instruire Bulboaca. Expoziție de fotografie la Centrul de Informare și Documentare NATO. Baza de păstrare a combustibilului la 19 ani de activitate. Disciplina și respectarea regulamentelor militare sunt punctele forte pe care se bazează militarii din cadrul Batalionului 1 independent al Forțelor de Menținere a Păcii din satul Cocieri. Aceasta nu este cea mai ușoară pâine, de aceea apărătorii patriei care îndeplinesc serviciul militar aici trebuie să posede aptitudini speciale, cum ar fi perseverență, îndeplinirea exactă a ordinelor, atenție și o pregătire fizică și psihică bună. Militarii, deja după acest interval de timp, după 11 luni de serviciu, aflându-se în zona de securitate, deja devin mai, se observă că devin mai bărbați, executând misiuni mai hotărâte și pot să se manifeste deja în diferite situații. Instrucțiile de front au un rol aparte în forțele de menținere a păcii, pentru că este o zonă cu risc sporit și militarii trebuie să fie pregătiți în orice moment de a acționa prompt și cu exactitate. După încărcarea militarilor de gardă, se instruiază către șeful gărzii. Măsurile de securității, mânuirea armii și acțiunile în caz de atac evident la posturi. Militarii la posturi se află câte două ore, care, după care merge rotația schimbului santinelilor. După sosirea militarilor de la posturi, armele la fel sub conducerea șeful gărzii sunt descărcate și sunt tratate în rastelul de arme care se află în corpul de gardă. Fiecare militar din această unitate are misiunea sa, pe care trebuie să o respecte cu exactitate și multă grijă. Munca în echipă nu este nici una neglijabilă, fiindcă de aceasta depinde buna funcționare a întregii unități. Am urmat un curs de instruire, timp de 4 luni jumate în Brigada 1 Infanterie Motorizată din orașul Bălți. După aceea am primit un curs de instruire la poligonul Bulboaca timp de 2 săptămâni. După aceea noi am venit aici în satul Cocieri, Batalionul 1 Infanterie Motorizată. În batalion se mențin relațiile de prietenie între militarii în termen. Suntem un colectiv unit împreună cu militarii prin contract ai batalionului. Depunem maximum de efort ca batalionul nostru să fie la un nivel destul de înalt. Militarii sunt mândri că poartă căști albastre și că îndeplinesc serviciu militar în acest batalion, care este pe lista unităților de elită ale Armatei Naționale. Garda este subunitate în armată destinată pentru executarea misiunii de luptă. Ea este unicul serviciu care executăm pe timp de pace, dar suntem cu muniții de luptă. Este un serviciu care necesită vigilență înaltă, sunt aleși cei mai dostoniși militari din batalionul 1 Infanterie Independent Cocieri. Sunt aleși cei mai buni soldați, dar luăm în considerație starea moralilor psihologică. Este serviciu care sunt cu armă, cu cartușe de luptă și se înscrie în registrul de selectare a gărzii, după care este semnat și controlat de către persoanele de răspundere. Pacificatorii din zona de securitate desfășoară o gamă largă de operații, printre care patrula și securitatea taberii. Spiritul camaraderiei din această unitate este unul foarte dezvoltat, iar militarii sunt demni de ceea ce fac. Recent, la baza militară de instruire Bulboaca s-au desfășurat tragerile de luptă în componența plutonului și aceasta după ce militarii brigăzii Ștefan cel Mare au trecut de etapa de instruire individuală în componența grupelor. Conform planul pregătirii de comandament a ofițerilor și în special a unităților de ofițerilor de nivelul comandanți companii și comandanți de batalioane de infanterie, s-au desfășurat ședințe demonstrative privind organizarea, pregătirea și desfășurarea tragerilor de luptă cu plutonul de infanterie. Scopul acestor ședințe demonstrative a fost familiarizarea, instruirea, de fapt, metodică a comandanților de companii și batalioane privind desfășurarea acestor ședințe,
atestarea cerințelor regulamentului nou de luptă, care este provizoriu și se află în trupe. Așteptăm de la ei amendamente la acest regulament. Și ultimul scop a fost testarea, să vedem pregătirea unui pluton de infanterie conform regulamentului de luptă nou, provizoriu. Ministrul Apărării Vitale Marinuța, prezent la poligon, a cerut comandamentului brigăzii Ștefan cel Mare să stimuleze cu concedii la baștină soldații care s-au remarcat la tragerile de luptă. Pentru reușita înaltă, soldatul Ion Belicescu din satul Batâr, raionul Cimișlia, a obținut 10 zile de concediu la baștină. Am învățat grădământul bine și îl știu și cunosc ținta foarte bine și când mă țintesc în țintă, ținta se fărâmă. Ministrul Apărării a urmărit îndeaproape felul cum 100 de soldați încorporați în toamna anului 2010 au efectuat trageri din mașinile blindate, tunuri, mitraliere și alt armament de infanterie. Accentul s-a pus pe instruirea comandanților de plutoane, comandanților de companii care ați văzut aici și care au venit din toate unitățile armate naționale, dar acțiunile ostașilor, le-ați văzut și dumneavoastră, au fost unele foarte bune. Se vede că comandantul companiei, în suburnea căruia este plutonul în caz, s-a pregătit foarte bine pentru aceste instruiri demonstrative. Deși nu tot efectivul s-a evidențiat prin precizie la nimicirea țintelor, calificativul obținut per ansamblu de plutonul de tragere a fost bun. Soldații brigăzii Ștefan cel Mare au demonstrat că au însușit arta militară și că instruirea pe care au primit-o din partea comandanților a fost una eficientă. Cu ocazia aniversării a 62 de ani de la fondarea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a fost vernisată și expoziția Armata Națională în fotografie în incinta Centrului de Informare și Documentare NATO din Moldova. Deschiderea expoziției de fotografii coincide cu ziua NATO și într-o oarecare măsură Centrul de Informare și Documentare privind NATO, care stă în spatele acestei inițiative privind evenimentul de astăzi și a avut intenția într-adevăr să marcheze aceste două evenimente, este vorba despre faptul că am dorit într-adevăr să evidențiem faptul că prin cooperare cu Alianța Nord-Atlantică cu NATO, Armata Națională într-adevăr are posibilitatea să obțină sprijinul necesar pentru a promova reforme, pentru a deveni o armată profesionistă. La eveniment a fost prezentă și o delegație de experți NATO care se află în Moldova pentru evaluarea progreselor înregistrate în implementarea obiectivelor asumate în cadrul Planului Individual de Acțiune al Parteneriatului pentru Republica Moldova. Avem o cooperare foarte bună în cadrul Parteneriatului pentru Pace cu această organizație și sperăm că mai departe această cooperare să fie și mai bună, fiindcă este una benefică pentru ambele structuri. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord este o alianță formată din 28 de state din America de Nord și Europa, creată cu scopul de a proteja libertatea și securitatea statelor membre prin mijloace politice și militare, în conformitate cu Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la 4 aprilie 1949 la Washington. Baza de păstrare a combustibilului a împlinit 19 ani de la creare și 57 de ani de la formarea depozitului de carburanți lubrifianți. Depozitul de carburanți lubrifianți a fost creat în baza directivei statului major al forțelor armate a Uniunii Sovietice cu dislocare în orașul Bălți, ca depozit de carburanți de garnizoană. Funcția la baza de păstrare a combustibilului este cam o leacă deosebită, se deosebește de unitățile respective, deoarece în responsabilitatea mea între nu numai tehnica, cum ea iese, cum ea intră, în afară de asta, toată teritoria care se află, dar ei nu mică, 22 de hectare de pământ, tot stă pe umerii secției tehnice. Pe parcursul anului precedent s-au efectuat un șir de lucrări pentru amenajarea unității. Înverzirea teritoriului bazei, s-a instalat gazoductul și apeductul unității. Au fost amenajate bucătăriile în camera de gardă și depoul de pompieri. Baza de păstrare combustibil este predestinată pentru primirea
păstrare și eliberare carburanților, unităților militare, cât și a mijloacelor tehnice. În timpul de față, noi avem 6 agenți economici care comunicăm cu dumnealor. Ei ne aduc nouă, noi le acordăm servicii și dumnealor sunt transferați contraplat în Ministerul Apărării. Activitățile care au plănuit pentru anul 2011, noi am plănuit pentru reparația magazinelor, rampa de primire, platoul de descărcare carburanților, să facem reparația. Astăzi continuăm incursiunea în istoria creării Armatei Naționale cu un interviu realizat cu domnul Anatol Țăranu. Dumnealui a fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova în anii 1990-1994. La fel, Anatol Țăranu a fost și președinte al Comisiei pentru Apărare și Securitatea Statului nou format și a fost implicat în unele procese legislative legate de elaborarea cadrului legislativ care a pus bazele funcționării Armatei Naționale din Republica Moldova. Armata Națională s-a creat în condiții extreme. În momentul când în Republica Moldova s-a declanșat conflictul sângeros de pe Nistru, nu sunt cele mai bune condiții pentru apariția unei structuri cum este armata. Dar am fost nevoiți din mers să procedem la crearea Armatei Naționale și, de fapt, chiar din primele zile ale apariției sale, Armata Națională a trecut prin încercarea cu focul. Deci, soldații Armatei Naționale, în primele momente de la apariția sa, au participat la lupte pentru păstrarea integrității teritoriale, pentru păstrarea independenței Republicii Moldova și acest lucru este, sau am zis, aceste evenimente au marcat profund istoria armatei noastre. Pe parcursul acestor ani s-a acumulat o experiență, inclusiv și la nivelul logisticii, ceea ce deosebește armata zilele de astăzi, de exemplu, de primii ani de funcționare a armatei noastre. Eu cred că a crescut considerabil deci capacitatea de dirijare a armatei, datorită faptului că ofițerii Armatei Naționale deja au trecut o școală de funcționare în cadrul unei structuri cum este armata zilelor de astăzi. Și aceasta este deosebirea principală. În rest, Armata Națională continuă să rămână o școală bărbăției pentru tinerii care trec această școală. Și această funcție educativă este extrem de importantă. Plus la aceasta, și iarăși vreau să mă refer la formatul extern al armatei, vreau să vă spun că armata este acea verigă care ne permite să avem relații, de exemplu, cu așa o structură internațională cum este NATO. Armata Națională are un rol foarte important într-un stat independent precum este Republica Moldova, de aceea și relația acestei structuri cu societatea civilă este una mai specială. Relația dintre Armata Națională și societatea civilă. Este bine când armata este condusă de specialiști, de militari. În același timp trebuie să înțelegem că conducerea Armatei Naționale conține și o altă componentă extrem de importantă, cum este controlul societății civile asupra activității armatei. Deci mie mi se pare foarte benefic că în practica ultimilor ani, când la conducerea Armatei Naționale, mai bine zis Ministerul Apărării, vin oameni din partea societății civile sau, hai să spunem așa, oameni civili, dar în același timp funcțiile specifice ale armatei sunt dirijate de ofițeri specialiști și aceasta, după toate probabilitățile, dar poate chiar și sunt convins în aceasta, este modalitatea care trebuie să fie aplicată în Armata Națională. Pentru societatea civilă este foarte important ca ea să cunoască cum trăiește, cum se dezvoltă Armata Națională, să nu existe zone închise pentru public, desigur, în afară de zonele specifice care țin de organizarea armatei în momentele sale specifice, în rest totul trebuie să fie deschis și asta, de fapt, este întruchiparea unei armate moderne.